În această sfântă zi de joi din săptămâna stâlpărilor din anul 2022, îl serbăm pe unul dintre sfinții noștri, moldoveni, nemțeni, români, care pe aceste frumoase locuri ale Mănăstirii Neamțului și mai exact în această poiană a Raiului, poiana liniștii, cum spunea scriitorul Mihail Sadoveanu, s-au nevoit mulți părinți, mulți sfinți știuți și neștiuți de noi, oamenii, ci doar de Dumnezeu. Și iată că unul din acești părinți iubitori de liniște a fost și Sfântul Ierarh Pahomie, episcopul Romanului, care a și ctitorit această frumoasă bisericuță numită Schitul Pocrov sau Acoperământul Maicii Domnului în limba slavonă. Știm că Sfântul Pahomie s-a născut în jurul anului 1671-73 în ținuturile Bistriței Năsăud, în satul Gledin, din părinți bine credincioși. Însă, datorită problemelor interconfesionale care existau atunci în Ardeal, foarte mulți tineri și chiar credincioși plecau din acele locuri pentru că erau prigoniți. Credința ortodoxă era prigonită. Era uniația care era în floare acolo și era propagată foarte mult. Era Imperiul Habsburgic și din cauza aceasta creștinii ortodoxi nu aveau liniște și pace. Așa și tânărul Pahomie pleacă din acele locuri cu gândul să găsească un loc liniștit, unde să poată să-i slujească lui Dumnezeu în credința ortodoxă. Și a găsit acest loc frumos aici la Mănăstirea Neamțului. Mănăstire care de veacuri avea foarte mulți călugări, părinți, luminați și străluciți cu viața lor duhovnicească. Și intrând în obștea Mănăstirii Neamțului, tânărul Petru, că așa se numea din botez, îndată a fost și tuns în monahism, primind numele de Pahomie. După câtva timp, fiindcă era iubitor de carte, a învățat repede la școala vremii, întâi în ținuturile natale, apoi aici în ținuturile Neamțului, a învățat Sfinții Părinți, a fost numit egumen, după ce a fost hirotonist și preot, pentru că starețul Ioan, la vremea aceea, în 1702, a murit starețul Mănăstirii Neamțului. Și atunci toți s-au gândit la tânărul Pahomie. Chiar dacă el n-a dorit acest lucru, a fost numit egumen al mănăstirii și a început să povățuiască obștea mănăstirii. Dar, dorind mai mult decât acest lucru, aude de un mare cuvios pe vremea aceea în Ucraina, la Kiev, de Sfântul Dimitrie al Rostovului. Și cu voia obștei de la Mănăstirea Neam se duce acolo la Pecerska, unde sunt sute de sfinți. Și astăzi îi vedem cu trupurile întregi în peșterile de la Pecerska, în apropierea Kievului și acolo ia cuvânt de învățătură și îl ascultă pe Sfântul Dimitrie al Rostovului. Primește și o carte pe care o scrisese acesta, Rostul de Aur.
Adică ce trebuie să învățăm noi din credința ortodoxă și care sunt cuvintele de aur pe care trebuie să le punem la inima noastră pentru a face voia lui Dumnezeu. Și se întoarce după 2 ani, însă nu mai primește să fie stareț, ci se retrage aici, în această poiană, atunci fiind pădure deasă, dar cu mai mulți ucenici ai lui, vine și defrișează o parte din această pădure ca să aibă loc pentru o colibă și pentru ca să aibă loc de grădină și ceva zarzavaturi pentru a se putea hrăni. Și astfel au început o viață aici duhovnicească. Pentru că toate aceste păduri pe care le vedem noi din prejurim erau pline de pusnici. Și mi-aduc aminte că un învățat italian venind prin locurile acestea împreună cu un episcop, chiar dacă era catolic, după ce a vizitat aceste locuri, scrie o amintire și spune: am mers la mănăstirea Neamțului și în pădurile din prejurim și foiau pădurile de pusnici cu bărbi înfricoșătoare și înarmați cu mătăni la brâu. Deci era evident că toate aceste păduri erau pline de pusnici care se rugau în aceste locuri și care își căutau mântuirea. Așa și cu cuviosul Pahomie. Însă, din vrerea lui Dumnezeu, pe la anul 1707, venind niște boieri la vânătoare în aceste locuri, au dat de coliba pusnicului și, intrând în vorbă cu el, au primit cuvânt de folos. Pusnicul chiar i-a binecuvântat și le-a spus: mergeți în partea aceea că veți găsi vâna. Și așa s-a întâmplat. Și mergând ei la Iași, la Roman, în vremea aceea, iată că după ce a murit episcopul de acolo, Lavrentie, toți s-au gândit cine să fie episcop. Și acești boieri care erau în sfatul țării au spus: știm noi un cuvios undeva în zona Neamțului și acela ar fi foarte bun. Cu mare greu au putut să-l înduplece și să plece de aici și l-au dus la adunarea de acolo și fără voia lui, sigur, l-au ales episcop. Și a fost episcop timp de 7 ani, episcopul Romanului. Acolo știm din viața lui că s-a implicat foarte mult și a pus rânduială la episcopie, însă fiind vremurile foarte grele, cu războaiele dese dintre turci, dintre poloni, dintre tătari și sigur moldovenii noștri, a vrut să se retragă, n-a mai putut sta acolo și în 1714 se retrage, vine la Neamț câteva zile și apoi din nou cu voia obștii vine și își găsește chiliuța de aici din coliba lui, din această frumoasă poiană. În scurt timp ridică și această biserică. Din aprilie și până în august se spune că a ridicat această frumoasă bisericuță, a sfințit-o, fiindcă era și episcop, și a început viața de obște. Viața de obște pe care și-a dorit-o el foarte mult împreună cu ucenicii lui. Dar, după un an, doi de liniște, iată că alte vremuri grele au venit și alte războaie și a trebuit să se retragă și de aici. Și a plecat mai întâi în Ardeal pentru câteva luni și apoi a plecat la Kiev, acolo, la Lavra Pecerska, pentru că îi cunoștea pe mulți dintre părinții de acolo și acolo era liniște și pace. A dorit foarte mult să se întoarcă la chiliuța de aici și la ctitoria lui, însă n-a mai putut, pentru că s-a îmbolnăvit și în 1724, la 14 aprilie, cum este astăzi, a murit. Și a fost îngropat în Biserica Sfântul Ștefan, de acolo, de la Lavra Pecerska. Sigur că în această perioadă, cât a fost la Lavra Pecerska, a purtat permanent legătura cu părinții de aici. Le trimitea cărțile, cele mai
importante care apăreau acolo la Kiev, în limba slavă, altele care erau și traduse în limba chirilică și apoi românească, și permanent s-a gândit la ctitoria lui. Înainte de moartea lui a scris un testament în care amintea foarte mult că această bisericuță să fie neatârnată, adică să nu depindă de mănăstirea Neamțului sau de altă mănăstire, ci să fie de sine stătătoare. A luat mai multe cărți, atât timp cât era și aici la Iași, de la domnitorul țării, de la Patriarhul Alexandriei, de la Patriarhul Ierusalimului, dorind ca această bisericuță, această oază duhovnicească să rămână în liniște și în pace pentru totdeauna. Însă, din păcate, după ce au venit vremuri grele și după ce s-a pustit această bisericuță, această obște, au rămas foarte puțini părinți. Mănăstirea Neamțului cu starețul ei a trebuit să o ia sub oblăduirea mănăstirii și de aceea nu s-a mai numit mănăstirea Pocrov, ci Schitul Pocrov până astăzi. Nădăjduim ca în anii următori și această sihăstrie să primească din nou, poate, această rânduială de mănăstire. Dar este voia lui Dumnezeu aici. Și bineînțeles și a Sfântului. După 2-3 ani, după ce a murit Sfântul, ucenicii lui, așa cum scria și în testamentul lui și cum a dorit, au adus moaștele Sfântului și l-au îngropat acolo, mai în spate, în pronaosul bisericii. Și nu s-a știut foarte mult timp de acest lucru. Toată lumea știa că moaștele lui sunt la Kiev. Însă, în anul 2013, odată cu lucrările care s-au făcut, părintele egumen Ambrozie, când a schimbat această dușumea de aici, care era, sigur, deteriorată, a găsit Sfintele moaște prin pronia lui Dumnezeu și vrerea Sfântului și au fost puse la închinare. Sigur, până s-au făcut anumite cercetări, dacă este Sfânt, dacă este Sfântul sau nu este, a rămas într-un fel fără să fie numit Sfântul Pahomie. Dar s-a constatat după un timp că este Sfântul Pahomie, s-a găsit și în mai multe anale ale Universității de Alexandru Ioan Cuza de la Iași, despre aceste înscrisuri și despre faptul că ucenicii lui i-au adus Sfintele lui oseminte și l-au îngropat la ctitoria lui. Iată că astăzi Sfântul ne ocrotește cu Sfintele lui moaște, astăzi Sfântul este rugător pentru noi înaintea lui Dumnezeu, astăzi Sfântul ocrotește poiana liniștii, poiana raiului, așa cum o numeau scriitorii noștri. Și într-adevăr, viețuitorii de aici, cei care au continuat viața monahală și în continuare și în vremuri foarte grele, dar mai ales după anii 1980 încoace, au început ca să facă aici unele îmbunătățiri, să reclădească schitul. Și aș vrea să-l amintesc pe părintele egumen, care timp de 20 de ani a muncit aici protosingurul Gervasie. În timpul căruia și eu am fost aici viețuitor, din 1986 până în anul 1990, timp în care, sigur, s-au făcut foarte frumoase lucrări și părintele Gervasie, așa cum l-am numit și eu și alți părinți, pentru că am făcut și o lucrare de licență la facultate din Iași, despre Schitul Pocrov, loc de taină și liniște. Și este numit al doilea ctitor. De aceea, părinții care sunt astăzi, părintele egumen Ambrozie, împreună cu părintele stareț, părintele stareț Arhimanditul Benedict, au continuat lucrările frumoase pe care le-a început și părintele Gervase. Sigur, după ce s-au făcut pictura la această frumoasă biserică, la paraclisul care era în
alături, dar care, din păcate, în anul 2010 a ars, împreună cu multe chilii și cu foarte, și cu toate odoarele, de fapt, cu toate icoanele de patrimoniu, au ars acolo, într-o noapte de Sfântul Andrei. Însă a rânduit Bunul Dumnezeu și Sfântul Pahomie ca bisericuța aceasta să rămână neatinsă. Și încet, încet, părinții au construit o altă casă aici frumoasă și vor construi și mai departe, împreună cu Părintele Stares, care s-a implicat foarte mult și care a ajutat la reconstruirea tot ceea ce vedem noi împrejur. Deci, într-adevăr, Schitul Pocrov are frumusețea lui și nădăjduim că până la sfârșitul veacurilor, Bunul Dumnezeu va avea grijă de obștea aceasta, pentru că moaștele Sfântului străjuiesc aici și vor străjui până în sfârșit și Sfântul Pahomie nădăjduiesc că este cel care mijlocește pentru noi toți, împreună cu obștea acestei mănăstiri care se ostenește și ține flacăra aprinsă, împreună cu dumneavoastră care veniți la această Sfântă Mănăstire și vă rugați împreună cu părinții, iar părinții vă primesc, vă citesc pomernicile dumneavoastră, vă spovedesc, vă citesc rugăciuni de binecuvântare, vă împărtășesc și așa mai departe. De aceea, în această sfântă zi, când îl pomenim pe Sfântul Ierarh Pahomie, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să ne dea putere și tărie. Suntem înaintea marii sărbători a intrării Domnului în Ierusalim. Peste două zile este și sâmbăta lui Lazar și apoi intrarea în Ierusalim. Și începem noi, toți creștinii ortodoxi, săptămâna aceea mare, adică săptămâna Sfintelor Pătimiri, în care nădăjduim ca fiecare dintre noi să se ostenească cu mai multă dragoste, cu mai multă putere, cu mai multă rugăciune, cu mai multă smerenie, cu mai multă dăruire față de cei care au nevoie. Adică cu mai multă milostenie. Și în sfârșit, curățindu-ne și cu Sfânta Spovedanie și împărtășindu-ne cu Sfântul Trup și Sângea Domnului, să ne afle Mântuitorul Hristos pregătiți de marele praznic al Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această sfântă zi, când ne-am adunat cu toții și îl pomenim pe Sfântul, am săvârșit și Sfânta și Dumnezească liturghie a Sfântului Grigore Dialogul. O liturghie puțin mai neobișnuită pentru noi, dar care suntem obligați întotdeauna în postul mare, de luni și până vineri, inclusiv să o săvârșim, orice sărbătoare ar fi, în afară de Buna Vestire. Și ne-am împărtășit cu toți preoții și acum urmează și credincioșii dumneavoastră, care v-ați pregătit să vă împărtășiți. Doresc să transmit din partea Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a Preasfințitului Părinte Calenic, Preasfințitul Părinte Nichifor, Botoșăneanul, Episcopul Vicar, Arhiereștele Binecuvântării. În primul rând, Părintele Stareț, Arhimandritul Benedict, care are grijă întotdeauna de schiturile mănăstirii. Părintelui Egumen Ambrozie, care împreună cu obștea se ostenesc aici și dumneavoastră, sigur, tuturor celor care sunteți de față și care permanent susțineți lucrarea și toată activitatea acestei mănăstiri, să vă dea Bunul Dumnezeu și Sfântul Ierarh Pahomie toată binecuvântarea, toată buna dăruire și să vă întărească ca să ajungem cu bine și Sfintele Sărbători. Felicit! În primul rând pe Părintele Staris, pe Părintele Egumen, obștea acestei mănăstiri și pe dumneavoastră și pe toți părinții care au venit cu mare drag, mai de aproape sau mai de departe, să se împărtășească și să cinstim pe Sfântul Ierarh Cuvios Pahomie. Dumnezeu să ne ajute. Amin.